Reprezentanții ai primăriei, ai poliției naționale și locale, ai jandarmeriei, dar și ai societăților care desfășoară activități de pază și protecție pe raza municipiului Medgidia s-au așezat la masa dezbaterilor. Tema: găsirea unei linii de colaborare cât mai eficientă în vederea asigurării climatului de ordine și siguranță publică. Prezentăm în fața dumneavoastră a întregii urbe activitatea desfășurată cu specific de ordine publică, pentru că de foarte multe ori lumea a aflat despre noi ca și efective, ca și poate unele probleme, însă în majoritatea atribuțiunilor și sarcinilor pe care noi le avem și le expunem în fiecare zi în timpul serviciului, nu mulți cunosc această activitate și nu mulți apreciază la justa valoarea eforturilor pe care fiecare dintre noi și colaboratorii noștri le depunem, ținând cont de faptul că traversăm o perioadă grea din punct de vedere social, economic și nu numai. Toți cei prezenți au susținut acordul de colaborare. Potrivit acestora, principalii beneficiari sunt cetățenii. Întâlnirea cred că este un succes din punctul meu de vedere. A arătat buna colaborare care este între poliția locală, și poliția națională și jandarmerie. Aceste activități o să le repetăm. Începem cu săptămânal să ne întâlnim la primărie cu domnul primar și cu domnul vice, toate structurile de care asigură ordinea și liniștea publică pe raza municipiului. Ceea ce bine ca element de noutate sunt aceste firme de pază care au fost cooptate și sperăm ca siguranța cetățeanului din momentul de față să fie sau să se îndrepte spre alte cote superioare. Pe lângă faptul că în cadrul întâlnirii a fost prezentat bilanțul anului 2012, cei prezenți au punctat și aspectele care necesită îmbunătățiri în vederea unei mai bune funcționări ale acordului. Starea ordinii publice în municipiul Medgidia nu este perfectă. Este foarte bună și intervenția a fost foarte bună, dar sigur există destul de multe lucruri care încă trebuie rezolvate. E vorba în primul rând de furturile de pe domeniul public și furturile din bunurile personale ale oamenilor, e furtul din buzunare, este vorba de cerșetorie, este vorba de uneori fapte cu violență, bătăi, mai ales între grupuri care sunt antagonice, este vorba de, inclusiv, dacă vreți, parcări neregulamentare, de mijloace de transport, o circulație randa la întreceri cu motociclete și cu mașini. Știm cu toții care sunt problemele. Nimeni n-a afirmat în cadrul întâlnirii că situația este perfectă. Ea trebuie îmbunătățită. Poate fi îmbunătățită dacă este mai bine monitorizat din punctul meu de vedere domeniul public și în acest caz montarea unui sistem de camere de luat vederi și lucru în acest dispecerat la poliție locală care să aibă un terminal și la Poliția Națională ne va fi de folos. Deși garantul asigurării unui climat de liniște la nivel de municipiu este primarul localității, instituția care coordonează îndeaproape colaborarea este poliția. În orice domeniu, de adevăr, sunt și puncte slabe. Prioritare și importante sunt în principal cooperarea la nivel interinstituțional, însă cred că se poate face mult mai mult în implicarea societăților de pază în activitatea pură de ordine publică pentru a aduce în întâmpinare mai multă siguranță elementelor de dispozitiv din cadrul Poliției Naționale. Instituțiile publice și locale au profitat de această ocazie pentru a solicita sprijinul efectivelor private de pază și protecție ori de câte ori este nevoie. Am avut solicitări, de exemplu, acum astă vară, dacă vă vedeți, erau acela trafic de vânzări locale. Aveam efective puține. 10 semne self, ne-a sprijinit pe efective și am reușit să ținem la distanță. Și nu numai. Și numai, da, cu caiul. Dar vreau să zic că există foarte bună treaba asta. Nu există un moft când vă solicităm și aici vine ca o rugăminte, dar și ca faptul că noi coordonăm poliția, nu e moft, noi coordonăm actele de siguranță publică, când vă solicităm, înseamnă că suntem depășiți numeric sau raportul de forțe sau logistic. Și de aceea vă solicităm să ne veniți în sprijin, iar ca și material, totul se referă la cetățean. Cetățeanul să ne vadă că suntem pentru ei. Astfel de ședințe se vor adeveni săptămânale pentru ca principalul beneficiar, cetățeanul, să resimtă îndeaproape efectele colaborării interinstituționale.